Ne aflăm în fața regulamentului ce a fost întocmit cu puțin timp înainte de 25 noiembrie, când a fost inaugurată parcarea cu acces liber, cel puțin pentru liberani, la nivelul minus 1. Este cea mai lungă parcare subterană construită de vreo autoritate publică locală din România. După cum vedeți în linkul din descrierea videoclipului, șantierul care a început în 2019 a fost decopertat și deja în decembrie 2019 era asfaltul tras înapoi și se lucra doar în subteran. După cum vedem, barierele sunt ridicate. La nivel minus 1 sunt 199 de locuri și la nivel minus 2, 315 la ora asta. De asemenea, vedem pe partea cealaltă cum se poate ieși pietonal. Aceasta, eu sunt și eu pe un drum pietonal de acces, dar încă nu este dat drumul gardul. Și aici este o căsuță de ieșire la suprafață pietonală, supravegheată cu cameră video. Și trebuie să bagi codul de pe cartelă ca să intri pietonal în parcare. Altfel poți să ai acces pe calea de rulare rutieră doar cu mașina. Așadar, ca restricție de acces și de staționare în pasaj în parcarea subterană, parking Decebal, nu au voie mașinile cu instalație de gaz GPL și mașinile cu înălțimea mai mare de 2,15 metri, pentru că acestea efectiv nu pot intra. Accesul se face astfel, cu tichetul. Deci, iată că se poate. Pentru că parcarea este liberă timp de o lună de zile, este accesul gratuit. Și mai vedem și gurile de aerisire foarte trainice, pentru care nu s-a dat avizul timp de 3 luni de zile. Iată și de partea cealaltă. Doar o ieșire către Bulevardul Unii, Piața Alba Iulia. Și pe partea cealaltă se pare că este cam la fel. Aceasta este doar o ieșire, nu e cu ambele sensuri tunelul din parkingul Decebal. Ultimul înainte de munci pe partea dreaptă nu a fost încă dat în funcțiune. Este ca o ieșire de urgență și bariera este pusă, precum și un gard de protecție. Pe deasupra sunt plantați mestece în copaci. Și aici este o ieșire secundară, dar pe partea cealaltă a drumului către Piața Alba Iulia Unirii. Și aici va fi cu barieră, dar către ieșire, cei care au tichetul de plătit s-au aprins și luminile. Mai sunt mici opriri de curent încă. Și va fi și ieșire de urgență. Tot așa deal cu plante, plantat, dar cu fain. Partea cealaltă a drumului, Bulevardul Decebal, este deschisă parcarea cu barierele ridicate. A fost inaugurată, cum vă spuneam, pe 25 noiembrie. Trebuia să fie inaugurată pe 28 iunie. Avizele au venit cu întârziere, nu știm din ce motive. Și acum
spun asta după ce v-am arătat intrarea pe sensul în parcare și cu ieșire cu tot spre sensul spre piața muncii de pe Bulevardul Decebalului.